Te mulțumim că am câștigat cu 3-0. La fel ca tine. Da. Nimeni n-a ținut cont de faptul că ne-au ținut ăștia o oră pe teren și puteam pe urmă să pierdem niște jucători răciți pentru următorul meci. N-a ținut nimeni cont de modul în care s-au comportat, de ăsta, ca bine aia care au distrus și au făcut-o praf. N-a ținut nimeni cont de declarațiile lor, de minciunile lor, de toate lucrurile astea. Nu e normal. Da, normal, eu respect jucătorii, respect absolut, dar și ei trebuia să respecte ideea de sport, ideea de fair play, responsabilitatea care o față de public în general, pentru că nu mi s-a părut că s-a întâmplat o chestie atât de gravă. Se întâmplă mult mai multe lucruri negative pe stadionele Europei. Deci, 3 puncte, dar era normal, pentru că nu se putea da o altă decizie. O echipă a ieșit de pe teren, orice echipă părăsește terenul, de dovadă de lipsă de fair play, de lipsă de respect față de adversar și față de public și față de toată lumea, ce să spun, televiziune și toate mass media și toate alea. Dar oamenii din tribune, copiii despre care ați vorbit și noastră, am văzut copiii înghețând efectiv o oră după stând să... Plus gesturile la ieșirea de pe teren, adică ei primesc 6.000 de euro amendă și au făcut niște gesturi reprobabile, scandaloase. E o decizie politică, ca să nu supere nu știu cineva. Eu am și spus imediat la conferință de presă că așa se va întâmpla. Adică va fi conferit de felul ăsta, adică să protejeze, adevărat, oameni care se comportă civilizați, cu demnitate, cu disciplină, cu respect pentru tot ce... Da, atunci mă înțeleg. Dar nu încurajezi astfel de gest. Pentru că mai târziu se poate întâmpla același lucru. O echipă pierde, poate să pierde și cu 5-0 și pomezi pe teren. Și le vezi o să-l dea 3-0 și asta tot. Și nu s-a întâmplat nimic. Nu se mai gândește nimeni la consecințele unei astfel de decizii. Mai ales, mi se pare și mai grav, e ca în drept, e cu premeditare această decizie a lor, e cu premeditare. Bineînțeles. Bineînțeles. Din păcate, lucrurile s-au întâmplat în felul ăsta, dar și ai noștri și suporterii noștri trebuie să înțeleagă că orice tip de manifestare care fac ei pe teren, negativ, în defavoarea echipei naționale, ajunge în situația în care se ia măsuri. Și măsuri deja se plătesc atâția bani care putea să meargă la centrele de copii și juniori sau, eu știu, investiți în altă parte. Mai grav că nu o să aveți spectatori la primul moment. Suspendarea terenului se poate întâmpla. Sau cum au decis să nu să jucăm fără public. Adică orice chestie de genul acesta trebuie să se țină cont, suporte, dacă țin cu echipa națională, dacă țin cu tot ce înseamnă istoria echipei naționale, ei trebuie să fie parte a echipei de fotbal. Ei trebuie să fie cei care din minutul 1 până în minutul 90 să susțină echipa națională și asta tot. Singurul care trebuie să intereseze este asta. Nu raportul lor cu alți suporteri sau cu alt grup de suporteri sau nu știu cu cine ducăm. Dacă UEFA o să ne dea voie, vom umple stadionul, așa cum am făcut-o cu copii. A doua sau a treia oară că se întâmplă astfel de lucruri și este inadmisibil. Cum mă simt eu ca antrenor al echipei naționale să mă duc să joc pe un stadion gol pentru că suporterii noștri nu sau o parte din ei s-au comportat așa cum trebuie. Deci civilizați. Dar nu se gândesc că pierd ceilalți 40-50 de mii de suporte sau alți 20-30 de mii pe unde ori fie în Europa, oamenii atașați în totalitate echipei naționale și colorului echipei naționale. Trebuie să gândim că asta este pierderea mare, nu că ne-au dat 50 de mii de da, corect. Că nu asta e, gândesc oamenii ăia care iubesc echipa și nu pot veni pe stadion din cauza unui grup de suporteri care vor să fie protagoniști. Ei, mai mult decât echipa. Da. Mai mult decât ceilalți 60-70 de mii de spectatori sau de suporteri care sunt succesurile cu echipa națională. Exact. Mai ales asta în perioada asta când s-a creat conexiunea asta cu echipa națională, cu atât mai... Bineînțeles. Asta e problema mare. Aici e pierderea mare. Nu faptul că s-au dat niște bani. Am și spus-o, dar banii ăștia puteau fi folosiți pentru copii. Dar mă gândesc că pot nu jucăm cu un stadion gol, cine știe ce meci important va fi. Mă gândesc pe urmă că mă suport și nu pot să participe la joc. Chiar pe alte pierderi foarte imense, că încă 40.000 de spectatori înseamnă bani mulți. Deci nu e vorba de 50.000 de euro. Noi am fost amendați cu peste 500.000 de euro.
luați o felul ăsta, că așa e, ăsta e adevărul. Da. Pentru ce? Da. Pentru că un grup de suporteri, așa zis suporteri, creează probleme echipei naționale și jucătorului echipei naționale. Așa trebuie să o luăm. Nu, dacă noi discutăm de 5.000 sau 6.000 de ani. Și faptul că o echipă care a demonstrat că este extrem de indisciplinată și lipsită de fair play și a permis să-și bată joc de noi toți. Am stat o oră pe terenul ăla înghețând și așteptând rugându-ne de ei să iasă pe teren în 2 minute. Da, eu cred că și asta trebuie să explice UEFA. De ce a tergiversat atât? Gândul că li se dă 3-0. Au crezut că pot transforma chestia asta într-o problemă politică și dacă o văd eu politică, atât se discută despre rasism, despre nu știu ce alte lucruri, sigur, în momentul ăla se dă dreptate că unde a fost rasismul toată asta? Unde a fost? De asta spun că și minciuni foarte multe. Unde a fost? N-a fost nimeni jurnit. Nu s-a aruncat cu nimic. A fost, la nu știu ce, cine a fost, am auzit că o jumătate de scaun a fost trimis în treabă. Dar în rest, comportamentul față de ei a fost perfect. Da, dar nu mai vorbim de, domnule Iucescu, despre aproape 13.000 de euro la in, pentru că a fost fluierat imnul lor, dar ce s-a întâmplat cu imnul nostru acolo la Priștina? Nu mai vorbim de asta, ce s-a întâmplat acolo, numai cu imnul, ci cu ce au aruncat în teren și cu altă. Dar nu, nici asta, n-are nicio legătură. Aștia sunt suporteri, nu poți să-i oprești. Dar când se ajunge situația să fie judecată situația, când se ajunge situația să fie judecat evenimentul respectiv, atunci, cu siguranță că trebuie să gândească să turne la consecințe, nu e? Da. Mie îmi pare rău, sincer, și pentru faptul că nu că va strica revenirea, că asta nu poate fi stricată, 18 puncte din 18, dar iată că acum la finalul unei campanii unde România a încheiat impecabil grupa, discutăm din păcate mai mult de asta, dar oricum cu asta cred că trebuia să începem, dar nu știu dacă felicitările sunt de ajuns pentru ceea ce ați făcut și pentru... Nu știu, felul în care a arătat echipa națională a României în majoritatea momentelor, pentru că am văzut și faptul că a subliniat cu realism momentele care nu v-au convenit, momentele de joc care n-au fost la cel mai înalt nivel. Da, ce pot, sunt, adică, eu am felicitat băieții pentru tot ce au făcut anul ăsta, pentru modul lor, dar le-am spus că noi am ajuns la un anumit nivel, ne-am revenit puțin pe toți anii ăștia de nereușit, dar nivelul ăsta trebuie să-l analizăm foarte serios și să vedem de unde plecăm și ce trebuie să facem în continuare. Că dacă rămânem la același nivel, înseamnă că facem pas înapoi, nu înainte. Așa că nu... Și din punctul ăsta de vedere, băieții înțeleg foarte bine aprecierile care le fac eu, atenționările, sfaturile, și criticile, și laudele, și toate astea. Nu ce-am făcut de doar într-un singur sens, să facem o echipă mai puternică, jucători care să dea și mai mult în teren. Pentru că au capacitate, au talent, au tot ceea ce le trebuie să facă performanță. Da, mi se pare... Trebuie să știe ce să facă, asta e toată problema. Bun, nu mai vreau să mai continui. Doar atât voiam să vă mai întreb dacă toate discuțiile din spațiu public în ultimul timp, apropo de acea afirmație FCSB și Steaua, v-au deranjat sau v-au dezamăgit unele reacții din partea? Nu, niciunos, pentru că asta o poți face instinctiv. E greu să vină FCSB. Mi-a venit, cum 50 de ani am jucat cu împotriva stelei. Și am jucat la și ca jucător, și ca antrenor, și tot. Și am fost și țineam cu Ceșiau foarte tare, perioada. A fost prima echipă care, de urmă am devenit cu Dinamo Viz și pe urmă, sigur, și lucrând la Rapid, m-am atașat și de Rapid, pentru că e normal, emoțional, te dă. Dar eu am apărat ideea asta de continuitate, de istorie. Nu poți să dai la o parte o istorie, nu poți să dai nimic la suporterii. Nu poți să-i faci să treacă de la una la alta. În mintea lor și în sufletul lor, ei sunt steliști. Ei sunt steliști. Deci, era echipa... Dar mai toți pensionarii de la Ministerul Apărării, toți oameni care lucrează în Ministerul Apărării, cu cine credeți că ține? Cu ce echipă ține? Cu FCSB. E normal să se ține cu FCSB, pentru că asta este, le dă satisfacție, joacă în Europa, câștigă campionatul. Echipa care face performanță. Nu cealaltă care joacă cu eu știu, o echipă comunală sau, eu știu, de Voroșel sau de noi. Nu aia este, nu aia îi reprezintă. Toți oamenii vor să fie parte din succes.
Deci suplea din Bângăvea, că vor să simte și ei că sunt, cum să spun eu, că sunt parte din toate astea din ea. Deci eu puteam să nu, să nu spun nimic, n-am vrut să, mi-a venit așa, normal, asta, m-am amintit de echipa care își ca în cupele europene și toate astea, la care în niciun moment nu m-am gândit să fac o diferență între Steaua și, și FCSB. N-am, nu m-am gândit la asta, mi-a venit în mod normal, instinctiv, așa cum mi-a venit lui Iordănescu acum să spună tot Steaua lui Gigi Becali. Da, e adevărat, este ce Steaua București, e Steaua, este Steaua lui Gigi Becali, să zicem așa, dar este Steaua suporterilor, oamenilor care au lucrat în Ministerul Apărării Naționale, cu copiilor din toate cartierele astea. Nu, eu ca persoană nu pot să anulez acea perioadă din viața mea în care m-am confruntat cu această Steaua și cu băieții aceștia. Ce să zic că cei care au jucat în Steaua și au obținut performanță? Ei unde trebuie să se regăsească? Unde? Ei spun că se regăsesc la clubul Ministerului Apărării. Așa cum am văzut că nu știu ce vreau. Nu, eu respect toți din generația de aur. Mai răscă jumătate aproape că erau fost cu mine, au crescut de mine, mă mulți dintre ei. Dar nu putem să neglijăm și să dăm la o parte performanța celor din 70, care o echipă toată lumea o știa pe din afară. Și că tot Zuliță, Dumitru, Radu Numel, Dinu Cornel, Mălupescu, Mălaiu Sădmăreanu, Neagu, eu știu, Dumitrache, Dembroschi, Dobrin, toate astea. Nu putem să dăm la o parte ca și când ar fi existat și există doar una acum sau alta. Nu poți să dai la o parte echipa din 84 cu Ștefănescu, cu Cămătaru, cu Balaci, care dacă aveam în meciul cu Irlanda, nu aveam niciun fel de problemă. Păi cu Ștefănescu i-au dat al doilea cartonaș fără să merită, pentru că era Caban, care era vicepreședintele FIFA și care știau că trebuia să-i dea lui Bălemi atunci, că el a întârziat executat. Și a dat-o lui Ștefănescu ca să nu joace. Poamă după Cămătaru i-au rupt piciorul la Pitești și Balaci a avut problema aia la Baia Mare care s-a învățat cu care modială și atac foarte, foarte tare asupra lui. Am cerut 3 jucători cu care sunt convins că am făcut un campionat european extraordinar și un campionat mondial. Dar asta face parte din joc. Nu pot să comentez chestia asta. Dar nu putem uita acești jucători. Nu-i corect față de ei, vorbind doar despre unii și alții. Nu, băi, au câștigat împotriva unor echipe mari, puternice, campioane mondiale. Și unii, și aia din 70 și aia din 84. Perfect, și adevărat. Alea au fost performanțele de calificare, 70-72. Și pe urmă au fost astea după 90, cu jucători care deja jucau afară în echipe puternice și veneau la echipa națională și au obținut meritat calificări și participări la turneul final. Asta înseamnă continuitate. Asta înseamnă respect pentru generații. Asta înseamnă respect pentru istoria noastră. Credeți că e posibil să vă dea în judecată? Nu altfel, nu cu să creadă ce știu, că sunt invidios sau când nu, mi se pare că încerc să atrag atenția că nu putem uita istoria noastră, indiferent cum s-a desfășurat. Istoria și nevoia de brand, pentru că ați tot spus asta, cât de important e să avem brandurile întregi în fotbalul nostru mai departe. Da, bineînțeles, eu asta nu țin cont. Cine n-am, că am fost din Amobil sau de altă natură, nu țin cont de asta. Eu respect toți jucătorii în fotbalul românesc, respect toate echipele românești. Sunt alături de ei în toate situațiile. Așa trebuie să fie interpretată, nu cu invidie sau cu gelozie sau cum bamonii încearcă să o facă. Am înțeles. Mulțumim mult de tot pentru aceste... Da.